Bine ați revenit la Reveil, la emisiunea noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vreau să încep printr-o întrebare. Mai credeți în minuni? Cred că Dumnezeu face minuni și astăzi și astăzi am vrea să vorbim despre minunile lui Dumnezeu. Am vrea să vorbim cu un tânăr care a trecut printr-o situație grozavă, printr-un accident deosebit. Un tânăr care, din cuvintele lui, am înțeles că a fost o perioadă în care s-a jucat cu Dumnezeu. Un tânăr căruia doctorii au spus: nu vei mai merge niciodată, nu vei avea copii niciodată, nu vei mai fi om întreg niciodată și foarte posibil că nu vei mai trăi chiar în urma accidentului. L-am invitat astăzi pe Dorin Topșa. Dorin, Dumnezeu să te binecuvinteze și bine ai venit la Reveil. Amin și pe voi Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să încep prin câteva întrebări și prima întrebare, Dorin, pe care vreau să o adresez este să-mi spui câteva lucruri despre tine. Am 30 de ani, provin într-o familie cu 7 copii, am fost crescut în casa Dumnezeu, am fost dus la biserică de mic și Dumnezeu m-a binecuvântat până în prezent cu o soție. Am 2 copilași primiți în dar de la Dumnezeu și mulțumesc Dumnezeu pentru lucrul acesta. Deja am anticipat un pic din minunea lui Dumnezeu, din moment ce am început și spunând că doctorii ți-au zis niciodată nu vei avea copii și atât că ai 2 copii, deja este anticipare. O să fie o emisiune importantă și de obicei emisiunile noastre sunt în mod special pentru tineri, dar de data aceasta emisiunea nu este numai pentru tineri, este și pentru părinții tinerilor. Vreau să încep prin a te întreba ce fel de creștin erai, Dorin, tânăr creștin, pe vremea ce erai necăsătorit, înainte de accidentul pe care l-ai avut, despre care vom vorbi. Înainte de accident, într-adevăr, frecventam foarte des biserica, dar frecventam mai mult pentru părinții mei, ca să vadă că sunt un exemplu, dar în interior eram gol. Eram gol de Dumnezeu, eram gol și eram conștient de lucrul acesta. Vorbeam urât, foarte urât, ca ceilalți tineri din lume. Eram foarte impulsiv și de multe ori eram în contradictorii cu părinții mei și mă certam foarte mult cu ei. Eram foarte violent în comportamentul meu și de cele mai multe ori încercam ca să fiu la fel ca cei din lume, ca să ajung la nivelul lor, că eu acolo credeam că o să găsesc satisfacție, dar nu găseam lucrul acesta. În lume, nu găseam împlinirea aceasta și eram conștient că nu fac bine ceea ce fac, dar totuși mergeam mai departe pe drumul acesta, că vedeam pe alții împliniți în ceea ce fac și căutam împlinirea în lume. Ce vreau să te întreb, erai singurul creștin în anturajul tău care făcea asta sau mai erau și alți tineri ca și tine care veneau la biserică, părinții erau pocăiți, se dădeau, să zic așa, pocăiți când erau la biserică, iar în afară făceau toate lucrurile astea despre care vorbeai? Din păcate erau mulți ca mine în anturajul meu. Pot să zic că mai mulți eram creștini care încercam să ne jucăm cu viața noastră. Mai mulți eram crescuți în familii creștini care încercam să facem lucrurile acestea din lume ca să fim și noi la nivelul celorlalți băieți, să ajungem la nivelul lor. Înseamnă că erați mai mulți tineri din biserică care vă comportați ca cei de afară și făceați ceea ce fac cei de afară. Și prietenii voștri din lume nu vă spuneau nimic la lucrul acesta? Mă, voi sunteți pocăiți, cum vă permiteți așa ceva? De multe ori la școală, când eram, când făceam un lucru care nu era pe placul lui Dumnezeu, cei din lume spuneau: uite pocăitul ce face. Dar când nu făceam un lucru care vroiau ei să-l fac, tot zicea: uite pocăitul, nu face. Deci orice aș fi făcut, nu eram după nivelul lor. Orice aș încerca să fac... Și de aceea era lupta aceea în mine să mă aliez cu ei ca să nu mai spună. De multe ori îmi era rușine când spunea: uite pocăitul. Și mă rușinam din cauza aceasta. Mă gândesc că sunt și astăzi mulți tineri care încearcă să trăiască duplicitar și n-au nici bucuria prezenței la biserică, pentru că știu că au o viață duplicitară și nici nu se pot bucura cu prietenilor, pentru că știu că există un Dumnezeu care nu este de acord cu ceea ce fac eu. Am înțeles că la un moment dat, să spun așa, Dumnezeu ți-a tăiat calea, sau nu știu cum să formulez lucrul acesta, și ai avut un accident grozav. Vreau să-mi vorbești un pic despre accidentul acesta, câteva cuvinte. Cum s-a întâmplat și s-au derulat lucrurile? A fost în urmă cu ceva timp, aveam vârsta de 21 de ani. Eram după o călătorie lungă, într-o noapte, spre dimineață, era ora 5 dimineață. Mă aflam pe bancheta unei mașini. Dormeam pe bancheta din spate și dintr-o dată m-am trezit cu niște lovituri foarte puternice, o
alarmă foarte mare și nu înțelegeam ce se întâmplă. Aveam niște dureri foarte puternice în corpul meu și nu înțelegeam de ce, ce s-a întâmplat. Când m-am trezit, m-am uitat la șoferul mașinii noastre și era mort, era un tânăr de 35 de ani, avea 5 copii, era un tânăr credincios. Am început să strig către el și vedeam că nu mai dă niciun semn. Nu realizam ce s-a întâmplat, nu știam ce s-a produs. Și în zbucimul acela am încercat să ies din mașină, am încercat să mă forțez să ies lângă mașină. Nu știam cât de lovit sunt, nu știam cât de fărmat sunt. Și când am ieșit din mașină într-un final, mi-am dat seama că nu mai simt picioarele. Mi-am dat seama că de la abdomen în jos nu mai simt nimic. Am căzut lângă mașină, mi-am ridicat privirea către Dumnezeu și am strigat: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. În câteva minute a venit ambulanța, m-a luat ambulanța și m-a dus spre spitalul din Rădăuț. Accidentul a fost produs de o mașină, de un camion încărcat cu lemne. S-a izbit frontal în mașina în care eram noi. Pur și simplu tirul acela s-a rupt în trei bucăți. Tot era împrăștiat de lemne pe șosea, nu putea să ajungă ambulanța către mine. Dar într-un final am fost dus la spitalul din Rădăuț și acolo medicii, când m-au văzut, s-au uitat la mine, au văzut traumele pe care le am și i-a spus părinților mei: viața lui nu poate să fie salvată. Încercăm să facem tot ce este cu putință. Știu că ai fost un tânăr, după cum ai zis, care te-a jucat cu pocăința, care știai că nu ești bine cu Dumnezeu și totuși în accident ai strigat către Dumnezeu. Spune-mi, te rog, am înțeles că la un moment dat ai leșinat, ți-ai pierdut cunoștința și undeva pe salvare ți-ai recăpătat cunoștința aceasta. Ce s-a întâmplat atunci? Ce ai simțit? Pentru că erai la un pas de a pierde viața. De la spitalul din Rădăuț, medicii m-au trimis cu altă ambulanță la Suceava, pentru că mi-au spus că nu este de competența lor la Rădăuț și trebuia să am o intervenție chirurgicală foarte urgentă, din cauza că pierdeam foarte mult sânge, aveam o hemoragie internă foarte mare. Și în drum spre Suceava am intrat într-o comă, să zic așa, mi-am pierdut conștiința și la un moment dat am început să-mi revin și am întrebat pe asistentă unde mă aflu. Și mi-a spus că sunt aproape de Suceava și atunci am conștientizat că viața mea acolo se termină. Atunci am conștientizat că orice lucru am făcut pe pământul acesta, acolo se finalizează și pentru asta voi da socoteală. Și m-a început să mă ia groaza morții, a început să intre frica în mine și să înțeleg că totul se sfârșește acolo și nu mai am timp să mă pocăiesc. Nu mai am acea șansă ca să mă întorc la Dumnezeu. Și mă rugam în gândul meu și spuneam: Doamne, iartă-mă! Aveam speranța aceasta, din cauza că am crescut în biserică, aveam speranța aceasta ca să mă ierte Dumnezeu pe ultima sută de metri capătul harului pe cruce. Și am început să mă rog și din nou, mi-am pierdut conștiința și mi-a revenit din nou la realitate, să zic așa, când am ajuns la spitalul din Suceava și atunci am știut că Dumnezeu îmi mai dă o șansă. Dumnezeu s-a atinge de mine și îmi mai dă o șansă. Vreau să te întreb acum în mod direct, poate este mai dură întrebarea, dar pentru cei care ne ascultă totuși și se joacă cu pocăința și au impresia că viața este o joacă, dacă ai fi murit atunci, Dorin, sincer, unde crezi că ajungeai? Sunt foarte conștient și atunci eram conștient în momentele acelea că nu ajung în Împărăția lui Dumnezeu. Eram conștient că viața, veșnicia pe care o am în față, este o veșnicie de infern. Și lucrul acesta eram conștient și înaintea accidentului, că dacă orice s-ar întâmpla cu mine, nu voi ajunge Împărăția lui Dumnezeu în momentele respective, dar încercam tot timpul să mă omor conștiința și să spun că am timp să mă întorc. Asta este, cred că, un lucru pe care îl fac toți tinerii și noi de multe ori când avem un păcat, când avem
un lucru la care vrem să renunțăm, tot amânăm. Las că este timp, las că este timp, las că este timp. Iată că toată nu mai este timp. Vreau să te întreb un lucru despre părinții tăi acum. Ce făceau părinții tăi în timpul acesta? Pentru că sunt sigur că au venit și ei la accident acolo, chiar dacă era dimineața, disperați ei pe partea lor. Probabil că atunci tu nu ai realizat lucrurile acestea, dar după aceea ți-au povestit. Spune câteva lucruri despre tatăl tău, despre mama ta. Ce au făcut în momentele acelea când au aflat de accidentul ăsta grozav? Eu am fost conștient în mare parte și la spitalul de Rădăuți și la Suceava. Eram conștient când au venit părinții mei acolo, i-am văzut, am vorbit cu ei și mama nu putea să se abțină și a rămas la Rădăuți pentru procedurile cu hârtiile de trimitere la Suceava. Pentru tata venea în spatele ambulanței cu o mașină și din cauza stresului, din cauza frământărilor, nu putea să se roage în momentele acelea, a sunat câțiva frați din biserică și le-a spus: rugați-vă pentru Dorin, că Dorin acum moare. Este trimis la Suceava, că el a auzit când doctorii au spus: Dorin nu mai are nicio șansă de supraviețuire. Și le-a spus: rugați-vă pentru Dorin, că Dorin este pe partea de moarte, este în drum spre Suceava, rugați-vă pentru el. Și atunci frații din biserică s-au unit și s-au rugat pentru mine și sunt conștient că atunci Dumnezeu a lucrat în momentele acelea și s-a atins de mine. Să vrei să fie Dumnezeu. Deci părinții au jucat un rol important, mai ales prin faptul că au avut la rândul lor frați și surori care s-au rugat și au mijlocit pentru tine. Și atât de interesant că tu ai simțit lucrul acesta și Dumnezeu te-a binecuvântat. Vreau acum să adresezi câteva cuvinte celor care ne ascultă, în mod deosebit poate tinerilor, dar nu numai tinerilor, da? Care se joacă cu pocăința, care știu că se joacă cu pocăința și care au în conștiința lor gândul acesta: nu e bine ce fac, dar am timp. Nu e nimic, vine timpul și îmi voi rezolva problema. Îmi spuneai pe salvare, parcă ai simțit că Dumnezeu ți-a mai dat o șansă. Dar suntem conștienți că era posibil să, da, iată, în fața aveai pe cineva care n-a mai primit șansa aceasta. Nu spunem că persoana respectivă era nepocăită și avea nevoie, nu asta judecăm noi. Dar în comparație cu șoferul, el n-a mai primit șansa aceasta, deși avea, iată, 5 copii. De aceea te rog să te adresezi celor care ne ascultă și să le spui câteva cuvinte cu el, joacă aceasta cu pocăința și cu Dumnezeu. Comparație cu șoferul era un exemplu de viață pentru mine și eu încercam în viața creștină ca să ajung să fiu ca el. Mesajul pe care vreau să le spun celor care se joacă cu pocăința, cum am jucat și eu: nu știi niciodată când Dumnezeu te cheamă acasă, nu știi niciodată care este planul lui Dumnezeu. Poți să ai 15 ani, poți să ai 20 de ani, 30, 50, 70 de ani, nu știi niciodată când este ultima zi ca să ai șansa respectivă ca să te întorci înapoi la Dumnezeu. Cu toate că trăim tot timpul cu ideea am timp, nu ai timp niciodată, nu este a doua zi. Tot ceea ce trebuie rezolvat este în ziua respectivă. Dacă Dumnezeu îți vorbește și spune să te pocăiești, atunci trebuie să te pocăiești ca să nu ajungi să fii forțat să faci anumite lucruri sau să nu ajungi să zic așa, mama îmi spunea de multe ori: Dorine, te-am dus la binecuvântare și de fiecare dată mă rog pentru tine ca prin orice preț Dumnezeu să te aducă în împărăția Lui. De fiecare dată când mă certam cu ea, îmi spunea lucrul acesta și mă frământa lucrul acesta și tot spuneam: Doamne ferește să mi se întâmplă ceva. Erai conștient că nu ești bine? Eram conștient că nu sunt pe calea bună. Dorin, acum să spunem că aveai timp și s-ar putea cei care ne ascultă și nu ne dorim ca să treacă vreunul printr-un accident, Doamne ferește, nu dorim asta nimănui. Să zicem că mai au timp, 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, chiar dacă ai timp, merită să aștepți 10 ani până să te întorci la Dumnezeu, până să spui viața în rânduială? Până să am accidentul, eu mă gândeam că merită. După ce am avut accidentul și după ce am avut întâlnirea cu Dumnezeu, am spus: nu am meritat viața care am avut-o până atunci ca să o trăiesc în felul acela. Trebuie să spunem celor care ne ascultă că după ce te-ai întâlnit cu Dumnezeu, după ce ai scus de El, nu regreți. Regreți că ai făcut-o prea târziu. Da. Vreau să ne întoarcem un pic la accident și atunci când ai ajuns la Suceava, deci ai avut accidentul ăsta grozav cu mașina aceasta care era plină de lemne, șoferul a murit grozav, tu nu mai știai, erai inconștient în sensul în care nu știai ce este întreg în tine, simțeai că mor, deci se scurgea viața din tine, o senzație pe care am mai auzit-o la cei care au trecut prin situații genul acesta. Ai ajuns la Rădăuți, cei de la Rădăuți au zis: moare, n-avem ce face cu el, la Suceava. Spune când ai ajuns la Suceava, dacă ai fost conștient și ce au spus medicii când ai ajuns acolo? Când am ajuns la Suceava eram conștient, dar eram foarte slăbit. Era o comisie de mai mulți medici, mă așteptau, că a fost anunțat de la Rădăuți
și medicii respectivi au spus că trebuie să intru de urgență într-o operație din cauza peritonitei pe care o aveam. Aveam o infecție foarte mare în sânge și atunci mi-au făcut un tomograf, un RMN. Medicii au spus că nu văd ce este în interiorul meu. M-au băgat în prima operație, operație care a durat aproximativ 8 ore. În momentele acelea, tatăl meu aștepta la ușa sălii de operație și tot acest timp s-a rugat el cu biserica pentru viața mea. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod atât de minunat că după 8 ore a ieșit un medic din sala de operație și a spus tatăl meu: noi am făcut tot ce este posibil pentru acest tânăr. Acum nu ai Dumnezeu dacă se atinge de el. Și Dumnezeu s-a atins de mine că mi-a mai dat o șansă. M-am trezit în acea operație. Toți medicii s-au așteptat ca să nu mă trezesc. Am fost pierdut foarte mult sânge și știam că viața mea se scurge încet, încet. Asta este o încurajare, Dorin, pentru părinții care au copii în situații dificile. Încurajare că rugăciunea este cea care poate schimba lucrurile. Cred că rugăciunea părinților și a bisericii a contat foarte mult în situația aceasta și iată, te-ai trezit din operație. Acum, când te-ai trezit din operație, am înțeles că ei te-au operat și ai reușit să te stabilizezi un pic. Spune-mi ce ți-au spus după. Am înțeles că un picior era foarte grav. Starea ta de sănătate era foarte gravă, deși ți-ai revenit din operație. Vorbește mai departe despre durerile și ce s-a întâmplat după operația aceasta. Operație eram programat pe a doua zi la altă operație. Dar de data aceasta, o operație prin care trebuia să-mi amputeze piciorul stâng, din cauza că era foarte zdrobit și nu mai putea să-l reconstituiască din nou, să-l refacă. Atunci, eu eram liniștit în mintea mea. Mă gândeam în momentele acelea: Doamne, îți mulțumesc pentru ultima șansă care mi-ai dat, că pot să mă pocăiesc. Aveam o liniște din partea Dumnezeu și o pace în sufletul meu, că eram conștient că Dumnezeu m-a iertat și Dumnezeu s-a atins de mine și mi-a dat a doua șansă. Nu conta pentru mine lucrurile acestea ce se întâmplă cu mine, cu viața mea de acolo în continuare. Nu știam ce operație trebuie să fac. Nu știam că trebuie să-mi tai un picior. Dar Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat din nou. Și Dumnezeu, când face o lucrare, nu o face cu jumătate de măsură. Dumnezeu duce la bun sfârșit. Într-o comisie de 6 medici, Dumnezeu a pus în mintea unui singur medic să încerce să-mi salveze piciorul. Și a spus: o să încerc să salvez piciorul acestui tânăr. Dacă el se trezește din această operație, nu vreau să se trezească cu un picior tăiat. Nu vreau să fac un șoc din cauza asta. Dacă în 3 zile îi se cangrenează piciorul respectiv și nu reușește operația, o să îl amputăm atunci, nu acum din prima. Și Dumnezeu a lucrat din nou într-un mod minunat. Dumnezeu și-a făcut lucrarea lui până la final. O operație care a durat din nou 8 ore jumătate. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod așa minunat că a pus fiecare piesă medicii la locul lor, cu ajutorul Dumnezeu. Eu sunt conștient de lucrul acesta. Și operația a avut o reușită. Una dintre cele mai mari reușite din operațiile la Suceava, spunea medicul respectiv, la momentul acela. Este interesant ce mi-ai spus, că după ce te-ai trezit, erai bucuros, aveai pace, aveai liniște și deși fiind tânăr, având toată viața înainte, erai mulțumit că Dumnezeu te-a iertat și ai ajuns până acolo aproape să nu-ți pese dacă mai trăiești sau nu, pentru că erai bucuros că Dumnezeu te-a iertat. Asta este un lucru deosebit. Și cât de minunat ar fi ca bucuria asta să o simțim fără a trece prin situația aceasta. Să vin București fără a trece prin situația aceasta. Vreau să-mi spui câteva lucruri despre durerile pe care le-ai avut după operație. Sunt sigur că după operație, ca aceasta, iată, 8 ore, iată, încă 8 ore jumătate, după aia am înțeles că ai mai avut operație, o să te întreb despre asta, dar cum erai, durerile pe care le aveai, ce simțeai în trupul tău în momentele acelea? Aveam dureri foarte mari în corp, mai ales că în partea abdomenului am fost lovit foarte puternic, toate organele din interior au fost afectate, piciorul stâng era lovit și el foarte puternic, mă durea o durere insuportabilă, bazinul era rupt în 3 locuri și trebuia să stau nemișcat. În momentele acelea trebuia să nu fac nicio mișcare bruscă din cauza că mă durea oricare parte din corpul meu. Îmi dădeam morfină din 2 în 2 ore ca să pot să rezist durerilor. Și la un moment dat
am avut niște dureri atât de groaznice, erau 4 zile după operație și conștientizam că nu mai suport durerile cele. Toți doctorii au venit în salon la mine și eram la reanimare pe atunci, încă la reanimare, și s-au apropiat de mine și mi-au spus că nu mai pot să-mi dea morfină din cauza că creează dependență. Mi-au dat un alt calmant, la fel de puternic ca morfina, fără niciun efect. Aveam dureri din ce în ce mai puternice, erau insuportabile. Nu mai puteam, nu mai rezistam. Au venit la câteva minute, mi-au dat din nou același calmant, la fel de puternic, tot fără niciun efect. Dar la un moment dat eram conștient că nu pot merge așa înainte. Eram conștient că viața mea acolo se termină. Din cauza durerilor pe care le aveam, am spus, Dumnezeu mi-a mai dat răgaz 4 zile ca să am timp eu să mă apropie de Dumnezeu. În aceste 4 zile am plâns de bucurie și am mulțumit Dumnezeu fiecare zi pentru viața care mi-a dat-o. Și am cerut toți medicii să iasă afară din salonul respectiv și am spus mamei mele să intrăm în rugăciune, să îi mulțumesc Dumnezeu pentru șansa care mi-a dat-o. I-am spus că nu mai suport, simt că mor. Mama mea era lângă mine și a început să plângă foarte tare. Am început să ne rugăm și în momentele acelea mulțumeam lui Dumnezeu pentru viața care mi-a mai dat-o, pentru ultima șansă care mi-a dat-o. Nu i-am cerut Dumnezeu ca să se atingă de mine în momentele acelea, doar să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Și la rugăciunea aceea de mulțumire și la rugăciunea aceea, cuvintele puține pe care puteam să le spun, că eram foarte slăbit, nu mai puteam vorbi, am simțit cum Dumnezeu s-a atins de mine și o mână mi-a luat orice durere din corpul meu. O strigam pe mama mea și îi spuneam, mamă, mamă, nu mă mai doare nimic. Mama, din cauza că se ruga foarte puternic și plângea foarte tare, nu auzea că o strig. O striga două oară, mamă, nu mă mai doare nimic. Și atunci toți medicii au intrat în salon pentru că au auzit că m-am liniștit, că până în momentele acelea strigam de durere, nu mai puteam, nu rezistam. Au auzit că m-am liniștit, ei s-așteptau din moment în moment ca eu să mor. Deci medicii erau conștienți că eu nu am nicio șansă de salvare. S-au apropiat de mine și erau curioși ce se întâmplă, de ce nu mai țip. Și am spus, nu mă mai doare nimic. Și încă un medic s-a apropiat și a spus, într-adevăr, și-a făcut efect calmantele. Nu aveam puterea atunci ca să-i spun, nu calmantele și-a făcut efect. Și-a făcut efect Dumnezeu în viața mea. Slăvit să fie Dumnezeu. Iată și de data aceasta rugăciune a avut efect. Pentru cei care ne ascultă, că și pentru ei facem înregistrarea aceasta și vrem să aducem înaintea lor minunea pe care a făcut-o Dumnezeu. Deci, dragii mei, Dumnezeu lucrează și astăzi cu semne și minuni și Dumnezeu ascultă rugăciunea celui disperat. Dar haideți să vedem în practică, da, cum ai făcut. Deci, i-ai mulțumit lui Dumnezeu și te-ai bucurat pentru șansa pe care ți-a dat-o să te întorci la El. Iar Dumnezeu, în dragostea Lui, ți-a luat durerea. E adevărat că mama ta, sunt sigur că se ruga, Doamne, nu-l lua. Doamne, mai lasă, Doamne, iei durere, eu vreau copilul. Cu siguranță că ea nu se ruga în felul acesta și ea se ruga și te cerea din mâna lui Dumnezeu pentru ea. Dar iată că tu aveai bucuria aceasta pentru că Dumnezeu ți-a mai dat o șansă. Deci rolul mamei tale a fost un rol deosebit în lucrarea aceasta. Dorin, pentru că mi-ai vorbit despre felul în care Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, vreau să mai te întreb un lucru. Ți-a vorbit Dumnezeu în toată perioada aceasta în vreun fel? E clar că prin toată împrejurarea asta Dumnezeu ți-a vorbit. În momentul ce ai zis mulțumesc că mi-ai dat, iată că a fost, dar ți-a vorbit Dumnezeu poate prin cineva sau printr-un verset sau prin mama ta, un cuvânt direct pe care ți l-a adresat Dumnezeu în toată situația aceasta în care te-ai aflat? Da, într-adevăr, în momentele acelea Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a vorbit în mod direct. Am primit un mesaj după rugăciunea pe care am făcut-o și după rugăciunea în care Dumnezeu s-a atins de mine, de la o soră din biserică, și mi-a spus, m-am apropiat cu familia mea înaintea lui Dumnezeu și am început să ne rugăm pentru tine și Dumnezeu mi-a dat un cuvânt pentru tine și mi-a dat un verset din Isaia, din capitolul 43, începând cu versetul 1 până la versetul 4. Și cuvântul lui Dumnezeu spunea că acum așa vorbește Domnul, care te-a făcut Iacove și cel care te-a tocmit Izraele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru
răscumpărarea ta, Etiopia și Saba, în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Și atunci am conștientizat, am început să plâng și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că eram sigur că mâna lui Dumnezeu este cu mine și eram sigur că Dumnezeu este într acel salon lângă mine și numai cuvinte de mulțumire puteam să-i aduc lui Dumnezeu. Mama nu știa de ce plâng. S-a gândit că din nou am dureri. S-a apropiat de mine și a spus, ce este, ce te doare? Și am arătat mesajul de la sora respectivă. Și am început să ne rugăm din nou să-i mulțumim Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează într-un mod minunat și El ne arată că El este la lucru. Deși suntem în acest secol al postmodernismului, în care pentru unii parcă e demodat Dumnezeu și e demodată Biblia și unii spun că este un cuvânt învechit, dragii mei, nu este învechit. Dumnezeu vorbește astăzi prin cuvântul acesta. Dumnezeu face semne și minuni, Dumnezeu răspunde la rugăciune și Dumnezeu vorbește. De aceea încurajez pe cei care ne ascultă, pe tineri și pe părinții tinerilor, să se roage, să creadă, să citească cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu vorbește prin acest cuvânt. Deci atât erai fără dureri, medicii se întrebau dacă delirezi sau totul este normal, iată că erai în situația aceasta. Spune-mi acum un pic despre recuperare, despre ceea ce ți-au mai spus medicii. Cum au decurs lucrurile în continuare? Recuperarea a fost grea, dar frumoasă într același timp, pot să spun. Aveam dureri mari. Nu pot să spun că n-am avut dureri. Dar în același timp simțeam că Dumnezeu este cu mine și aveam inima plină de bucurie. Orice aș fi făcut, oricât de mult m-ar fi durut, tot timpul aveam bucuria aceasta în inimă că am salvare din partea lui Dumnezeu și am șansa aceasta să mă bucur de viață. Și într-adevăr, 6 luni am stat la orizontală, n-am avut voie să mă ridic deloc. Nu m-am mișcat de pe patul meu în timp de 6 luni. A fost foarte greu, nu pot să spun că a fost ușor. Dar Dumnezeu într-acest timp a fost cu mine și n-am avut timp să mă plictisesc de boală, n-am avut timp să mă plictisesc de suferința aceasta, că îi mulțumeam lui Dumnezeu plângând și spuneam, Doamne, îți mulțumesc că m-ai trecut pe aici. Am ajuns în momentele acelea să spun, Doamne, dacă nu treceam pe aici și nu-mi dădeai șansa aceasta, eu eram mort astăzi și nu mă mai vedeam cu tine. Și lucrul acesta m-a ridicat zi de zi, lucrul acesta m-a ajutat ca să mă forțez cât mai mult să merg, cât mai mult să mă mișc și de aceea îi mulțumesc Dumnezeu în fiecare zi că am simțit în momentele acelea că Dumnezeu s-a apropiat de mine. Și cum ai spus la început, într-adevăr, medicii mi-au spus că nu pot să am niciodată copii. Acest lucru m-a dărâmat foarte tare. Dar Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat și m-a întărit în momentele acelea. Dumnezeu a spus că El va fi cu mine și eu eram conștient cu lucrul acesta. Dacă Dumnezeu mi-a dat șansa la viață, eram conștient că Dumnezeu o să atingă de mine și o să fie cu mine. Mă uitam la familiile care nu au copii și spuneam, dacă ei sunt binecuvântați așa cum sunt, fără copii, o să am și eu bucuria aceasta, mă bucuram de nepoții mei, de copiii surorilor mele. Și acceptam lucrul acesta din partea Dumnezeu cu bucurie. Dorin, acum Dumnezeu ți-a vorbit, mama ta te-a încurajat, tatăl tău la fel. Vreau să spun o întrebare tot așa mai deosebită. Au fost și persoane care te-au descurajat? Adică au fost și oameni care în situații ca astea au zis, trebuia să treci pe aici, asta meriți și nu o să mai fie niciodată bine, pentru că sunt din nefericire și oameni așa în jurul nostru care au grijă în momente ca acestea să spună părerea lor așa cum erau și prietenii lui Iov. Spune-mi și despre lucrul acesta, dacă ai avut așa ceva. Într-adevăr, au fost persoane care au încercat să mă descurajeze în momentele acelea, dar în momentul acela, când am trecut eu prin accidentul acesta, m-am dezis de tot ce este lumesc, m-am dezis de toți prietenii care aveam, care știam că nu sunt din partea lui Dumnezeu și care nu-mi fac bine. Am avut mesaje din partea lor, prin familie, prin alți cunoscuți. Dar am încercat ca să mă dezic, să nu pun la suflet. Cel mai tare m-a dărâmat că am avut și din partea unor frați, să zic așa, au încercat să mă dărâme. Dar Dumnezeu m-a întărit și am aflat că Dumnezeu lucrează
într-un mod minunat și nu puneam la suflet lucrul acesta. Medicii au spus că nu vei mai avea copii niciodată și știau ei ce vorbesc. Nu erai căsătorit în vremea aceea. Știu că și știu că te cunosc, că ești căsătorit acum și ai copii, dar atunci nu știai și iată, nici nu credeai, pentru că spuneai, voi avea o familie fără copii. Viitoarea ta soție, cum a primit vestea aceea? Ai ascuns de ea lucrul acesta și nu i-ai spus că nu poți să ai copii deja că se căsătorește cu tine, nu veți avea copii? I-ai spus, vorbește-mi și despre lucrurile acestea. Cu Daniela mă cunoșteam și înainte de accident, cu soția mea, și după accident, când am început să am o relație cu ea, i-am spus din prima zi, i-am spus, eu am gânduri serioase cu tine, vreau să mă căsătoresc, dar am un lucru pe care nu pot să-l ascund de tine. Și nu i-am ascuns nici o secundă lucrul acesta. I-am spus, vreau să am o relație serioasă, să mergem către altar, dar eu nu o să pot să am copii în viața aceasta. Și în momentul acelea nu pot să spun că a fost un lucru ușor să-i spun soției mele lucrul acesta. Dar Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție înțeleaptă și mi-a spus, ea știe că Dumnezeu lucrează și ea știe că o să avem copii. Ea era conștient de lucrul acesta ca și cum nu i-aș fi spus lucrul acesta. Și tot timpul a spus că ea știe că Dumnezeu ascultă rugăciunea și ea se roagă pentru lucrul acesta. Și de până la căsătorie, de multe ori am avut discuția aceasta cu ea, că am spus că nu cumva să vină căsătoria și după căsătorie să nu pot să am copii și să apară tristețea aceasta în familie, să apară, nu știu, poate anumite descurajări înaintea lui Dumnezeu. Și de fiecare dată îmi spunea, Dorin, eu știu că Dumnezeu lucrează, că ea a văzut lucrarea lui Dumnezeu care a fost cu mine și era conștient de lucrul acesta. Și la un moment dat am fost surprins să aflu, cu toate că toți medicii care mă aveau sub supraveghere când au auzit că am un copilaș, s-au minunat. Dar la un timp am ajuns să aflu că soția mea avea niște probleme de sănătate și nu putea să aibă ea copii, nu eu. Și degeaba eu mă scuzam tot, să zic mă scuzam, tot timpul aduceam în discuție lucrul acesta. Dumnezeu putea să nu dea copii din cauza soției. Dar Dumnezeu a lucrat într-un mod atât de minunat. Dacă noi am cerut lucrul acesta de Dumnezeu, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus că într-adevăr o să-mi dea în dar copii. Și îi mulțumesc Dumnezeu pentru aceasta. Ea n-a știut că nu poate să aibă copii, dar a aflat ulterior. Da. Tu ai știut dinainte, dar iată că Dumnezeu v-a binecuvântat și v-a dat copii. Și aveți doi copii, acum îi cunosc și eu. Vreau să te întreb, copiii sunt sănătoși, sunt bine? Mulțumesc Dumnezeu, sunt foarte sănătoși. La cel mare Dumnezeu ne-a binecuvântat și am primit aceasta ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, că am avut un cuvânt înainte de a rămâne soția însărcinată. Celălalt mai mic, Noah, a venit ca pe un dar care l-am primit din partea lui Dumnezeu să ne confirme că Dumnezeu într-adevăr ne iubește și se atinge de noi. Și mulțumesc Dumnezeu că sunt foarte sănătoși. Cel de-al doilea, din păcate, în timpul sarcinii au fost mici intervenții pentru că mulți medici ne-au spus că va fi un copil bolnav, dar Dumnezeu a arătat din nou că El lucrează într-un mod binat și ne-a dat un copil perfect sănătos și mulțumim Dumnezeu. Pentru cei care ne ascultă și n-au copii, pentru că știu că sunt mulți căsătoriți care n-au copii, mulți tineri, zilele trecute vorbeam Dorin cu o familie și îmi spuneau, vrem și noi de atâția ani și nu avem, dar erau bine. Dacă Dumnezeu l-a binecuvântat pe Dorin și pe soția lui să aibă copii, măsura în care doctorii le-au zis niciun caz, nici din cauza ta, nici din cauza ei. Deci iată o cauză dublă. Și totuși Dumnezeu le-a dat doi copii. Dragii mei, să aveți credință în Dumnezeu, să vă rugați că Dumnezeu poate să dea copii. Și Dumnezeu o va face. De aceea vă încurajăm prin emisiunea aceasta. Dorin, ce au zis medicii când te-au văzut mergând? Ei spuneau, nu mai trăiește, o să fie fără picior dacă trăiește, în scaun cu rotile, nu o să mai fie niciodată un om, nu o să mai aibă niciodată copii și ei nu spuneau asta ca să te lovească. Ei vedeau realitatea. Asta era realitatea din teren. Asta era ceea ce... Cu toate acestea, iată că ai mers și ești pe picioarele tale, nu șchiopătezi, măcar am văzut lucrul acesta, ești un tânăr frumos, înalt, sănătos. Ce-au spus medicii când au văzut lucrul acesta? Revin la discuția
discuțiile înainte, pe când eram în spital, la fiecare schimb de tură, asistentele se apropiau de mine și când luau fișa mea, tot timpul să-mi erau, băiatul ăsta încă trăiește, tot timpul luau fișa și se uitau în fișa mea și la un moment dat o asistentă mai în vârstă a venit la mine și mi-a spus: băiete, tu ești o minune de la Dumnezeu. Eu știu că toți doctorii au spus că nu ai nicio șansă de supraviețuire. Noi așteptam din clipă în clipă ca tu să mori. Dar văd că tu trăiești și nu-mi dau seama ce ai făcut, ce faci tu, de Dumnezeu te iubește în felul acesta. Atunci am spus că eu nu am niciun merit că Dumnezeu mă iubește în felul acesta. Apoi după ce am mers la controle la doctorul care m-a operat, care Dumnezeu a pus în minte ca să-mi salveze piciorul, era aproximativ după 8 luni de zile, am reușit să mă ridic în picioare, să stau în cârje, să mă apropii de el la spitalul din Suceava și când m-a văzut prima oară că mă ridic în picioare din scaunul cu rotile, s-a dat doi pași în spate și nu-i vine a crede că eu stau în picioare în fața lui. Cu toate că eram ajutat, dar el a spus că cel puțin 2 ani de zile el nu mă vedea ridicat din scaunul acela de cu rotile. O experiență deosebită, o experiență pe care numai Dumnezeu poate să o facă. Vreau să te întreb acum, după accident, după situația asta, ce fel de creștin ai devenit? Ce fel de creștin e și cum ai trăit după? După accident, într-adevăr, mi-am schimbat viața la 180 de grade față de cum eram. Și, într-adevăr, mai am de luptă cu viața aceasta. Încerc în fiecare zi să mă sfințesc, încerc în fiecare zi să-mi păstrez calmul, să arăt că sunt un copil al Dumnezeu, dar nu pot să-mi permit ca să mă mai joc cu Dumnezeu cum mă jucam înainte. Nu pot să mai permit să-mi bat joc de viața mea sau să-mi bat joc de familia mea. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut prin situația aceasta ca să pot să mă îndrept. Și sunt conștient că dacă Dumnezeu mă lăsa în voia minții mele, nu eram în momentele acestea în casa lui Dumnezeu, nu eram în momentele acestea să fac o slujbă pentru Dumnezeu și poate eram într-un loc în lume de parte de Dumnezeu sau poate nu mai eram în lumea aceasta. Dragii mei, haideți să ne cercetăm fiecare și să ne schimbăm viața când ne este bine. Când îmi este bine, când sunt sănătos, atunci să-mi schimb viața. Vreau în finalul emisiunii, Dorin, să puteam să înregistrăm mai mult, dar timpul nostru trece, să ai un gând pentru cei care ne ascultă. Nu numai pentru cei tineri care se joacă poate cu asta, dar poate și pentru un părinte care vede copilul lui și vede copilul că nu e în regulă și poate și-a pierdut speranța. Dar vreau să te adresez celor care ne ascultă în mod direct și să le spui câteva gânduri în finalul emisiunii. Dumnezeu ne vrea viața cu gelozie și dacă în momentele acestea, când asculți mesajul meu, sau dacă Dumnezeu îți vorbește în momentele acestea și vrea ca tu să-ți schimbi viața și tu ești conștient de lucrul acesta, fă-o acum. Nu știi ce va fi în secunda următoare, nu știi unde te îndrepți în secunda următoare. Dacă copilul tău sau fratele tău, sora ta, îl vezi că nu este pe placul lui Dumnezeu, roagă-te pentru el. Dumnezeu ascultă rugăciunea, cum a ascultat în 2012 rugăciunea bisericii pentru mine, așa ascultă Dumnezeu rugăciunea și în 2022 rugăciunea și Dumnezeu lucrează. Cum a lucrat în vechime, Dumnezeu lucrează și în momentele acestea. Eu am simțit mâna lui Dumnezeu în viața mea. Vine înaintea lui Dumnezeu cu viața ta și cere iertare că Dumnezeu, prin bunătatea lui, iartă orice greșeală pe care ai făcut-o și care tu crezi din cauza că cel rău nu te lasă să te apropii Dumnezeu, tu crezi că Dumnezeu nu-ți mai dă iertare. Dumnezeu se atinge de orice păcătos. Dacă Dumnezeu s-a atins de mine, se atinge și de tine. Dacă Dumnezeu mi-a dat mie o șansă, îți dă și ție. Dar profită de șansa ta fără să treci prin anumite lucruri. Profită de șansa ta fără să trebuiască să treci prin necaz. Dumnezeu, spuneai când erai pe pat acolo că te iubește, întreba acea asistentă ce ai făcut ca Dumnezeu să te iubească. Și ai spus, n-am făcut nimic. Mi-aduc aminte de fiul risipitor când s-a întors acasă și tatăl l-a luat, l-a iubit, fără niciun merit. Dragii noștri, pe toți ne așteaptă Dumnezeu la fel să ne întoarcem acasă pentru că Dumnezeu ne iubește. Mai credeți în minuni? Eu cred în minuni. Credeți în puterea rugăciunii? Eu cred. Credeți că Dumnezeu răspunde? Eu cred. Și astăzi v-am adus o dovadă vie, dragii mei tineri și părinți, a faptului că Dumnezeu și astăzi răspunde și lucrează prin minuni. Hai să termine emisiunea noastră, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aduc aminte că în fiecare vineri seară este emisiunea aceasta, după ora 10 este și în format video pe YouTube, de la 9:10 este la Vocea Evangheliei. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul.